Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și sunt gazda dumneavoastră, ca de obicei, la emisiunea Ordinea de zi. Au trecut ceva zile de la alegeri și încercăm acum să aducem în platou pe protagoniștii campaniei electorale, de data asta cu rezultate. Vrem să avem paritate ca de obicei, dar aducem fiecare partid în parte de acum înainte ca să nu mai fie aglomerație și să poată fiecare să spună ce are de spus, să nu mai punem cronometru cum am făcut în campanie și să nu le lăsăm timp să vorbească și să spună tot ce au de spus, așa că am ales varianta ca în fiecare emisiune să vină câte un reprezentant al câte unui partid din cele care au trecut pragul electoral normal și să ne spună cum a fost campania, ce rezultate au, ce planuri au. Astăzi invitatul meu este domnul Eftemie Popescu, vicepreședinte ALDE Gorj. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Profit de ocazia acestei invitații ca să felicit cu căldură pe toți aleșii noștri care au reușit niște scoruri remarcabile și să le mulțumesc tare mult alegătorilor pentru încrederea cu care ne obligă să-i reprezentăm în consiliile locale, acolo unde am reușit să, cu ajutorul dumnealor, să ne punem oamenii în funcție. Da, și e remarcabil faptul, așa cum auzeam și un discurs al domnului Tăriceanu, că un partid care n-are niciun an de viață să fie pe locul 3, înseamnă că chiar are oameni deosebiți alături. Să știți că n-a fost ușor. Acum fac o mărturisire și dau din casă. Nu a fost ușor. Funcționăm la Gorj de 2 luni, iar în țară de 10 luni. Acum 10 luni am născut. N-aveți un an. Rezultatele sunt datorită unor eforturi extraordinare. Nici nu vă puteți imagina câte tensiuni, câte dezbateri cu ușile închise, câte organizarea câte asta. Orgolii au trebuit liniștite și câte temperamente a trebuit să nivelăm în așa fel încât să ieșim la mal ca o echipă. Și să știți că ALDE Gorj a reușit să iasă la malul acestor alegeri cu o echipă extraordinară. Da, pentru că dacă ne uităm, chiar ați depășit media națională, adică aveți 8,2% pe județ. Media națională a lui ALDE a fost 6,5% și sunteți pe locul 3 după PSD, 42,3% și 24,8% PNL. Eu zic că sunt niște rezultate. Sigur. Niciun partid n-a reușit asemenea performanță. Adică atât de tânăr, atât de o echipă o formez greu. Nu e deloc ușor să formezi o echipă și să obții asemenea scor. Bineînțeles, dar vreau să spun că inclusiv la nivel de țară rezultatul este surprinzător de bun. Chiar ieri am participat la o ședință de analiză la București împreună cu cei doi copreședinți ALDE, cu domnul senator Dian Popescu și cu domnul Marius Borcan, unde am, de la Gorj, da, copreședinții organizației ALDE de la Gorj, unde și atât domnul Călin Popescu Tăriceanu, cât și domnul Daniel Constantin ne-au felicitat pentru rezultatele obținute și vreau să spun aleșilor ALDE că în maximum 3 săptămâni după ce se termină toată această ședință sau ciclu de validare a consiliilor locale în toată țara, toți aleșii ALDE din țară vor fi convocați la București, la Palatul Parlamentului, pentru a putea fi felicitați în mod direct de către copreședinții ALDE la nivel național. Păi atunci pot să trag concluzia că numai ALDE a primit felicitări de la șefii de la centru, pentru că până și PSD-ul și-a luat urecheală. Da, sigur la că organizațiile da. Care și-au... Domnul Dragnea spunea ieri sau azi că nu plecați în vacanță până nu ne întâlnim să vă iau de urechi pe aia care n-ați prea obținut rezultate bune, nu mai vorbim de PNL care are toate motivele să fie trist. Da, vreau să vă spun că și la ședința de ieri domnul Călin Popescu Tăriceanu a recomandat să scurtăm vacanțele aceia care și-au planificat vacanțe pentru perioada de vară. Pentru că după ce trece această euforie a rezultatelor, și aveți dreptate, ALDE a obținut rezultate mulțumitoare. Deci, în afară de faptul că este o surpriză pe scena politică, rezultatele sunt mulțumitoare în marea majoritate a organizațiilor județene și cu deosebire la Gorj.
vreau să vă mai spun de altfel că trebuie să ne treacă această euforie cât mai rapid, după ce sunt validate toate consiliile locale și vom trece iar la treabă. Pentru vin că alegerile citându-l, exact, citându-l pe domnul Tăriceanu, vreau să spun că degeaba avem aleși locali într-o proporție semnificativă dacă nu avem reprezentativitate la nivel parlamentar. N-am rezolvat nimic. Așa că euforia trebuie să ne treacă și înapoi la treabă. Corect. Și acum hai să vedem, sunteți vicepreședinte la nivel județean, dar sunteți și, nu știu, ce calitate la Bumbejiu? La Bumbejiu sunt membru al organizației membru ALDE, organizației. Sigur că da, și consilier ales, consilier local ales. Mai nou, trebuie să spunem că ați fost și comunicator în timpul campaniei electorale și trebuie să vă mulțumesc personal pentru că ați fost unul dintre comunicatorii care întotdeauna ați răspuns la telefon. Sunteți amabilă. Îmi pare rău că poate pe ceilalți, știu eu, i-au depășit puțin având mai mulți, nu știu, partidul mai mare, da, nu știu care a fost încercat, explicația, dar chiar ați răspuns tot timpul la telefon, ne-ați dat candidați, cred că, la toate emisiunile. Da, sigur. Da? Da. Deci n-a lipsit niciodată alte. N-au fost rateuri. Ei, uite, au fost partide care au mai lipsit la unele dezbateri, deși aveau timp de antenă să alocați. Să știți că și aici a fost un efort susținut și nu sunt meritele mele personale, sunt meritele echipei. Susțin și am spus-o dintotdeauna de când am stabilit strategia că de campanie electorală că meritul este al unei echipe. Alegerile clar, într-un singur tur favorizează primarul în funcție și ca să putem să maximizăm șansele, trebuia să fie un efort de echipă. Pe partea de comunicare și de organizare, meritele, cum v-am spus la început, nu mi-aparțin, sunt meritele echipei alcătuite din domnul Dian Popescu, din domnul Rușeț, care este secretarul coordonator. O evidențiez și îi mulțumesc cu ajutorul dumneavoastră doamnei Mădălina Ciolocoi, care acolo unde era nevoie pleca săraca de trebuia să dubleze până la urmă pe linia de comunicare pe mine sau pe ceilalți care nu puteam participa și să ne împărțim în același timp în două locuri diferite. Plus, nu în ultimul rând, candidaților noștri care au știut să se exprime și să vă mai spun ceva. Nu te știi exprima și nu te poți exprima coerent și clar vorbind de comunicare, nu? Face parte din marketingul politic dacă nu crezi sau nu ți-ai însușit cu temeinicie ceea ce vrei să spui, adică platforma electorală pe care o susții în fața alegătorilor, ideile pe care vrei să ți le prezint, dacă vii cu lecțiile învățate superficial și pe genunchi, categoric vei avea sincope în prezentare, iar camerele de acolo nu iartă. Mai ales că erau în direct emisiunile. Da, exact, mai ales că emisiunile toate erau în direct. E adevărat că am avut și momente delicate și le cer scuze candidaților noștri că de multe ori săracii, un termen nepotrivit, veneau și să zicem, mă sunau, dragii de ei, așa? Veneau și mă întrebau cum a fost și le-am spus o situație delicată, trebuie să te comporți elegant pentru că poți aduce personalității jignirii fără voie. Pentru asta, încă o dată, le cer scuze dacă s-a întâmplat așa ceva. A fost fără voie. Și atunci, aveți grijă, dragii mei, nu mai dați cu mâna în studio. Sunt microfoane, e o cameră de înregistrare. Nu vă mai trageți respirația cu atâta putere că aveți microfonul sub cravată. Nu mai păcăniți la pixuri. Erau niște Vai, chestii da, de detalii. Deci da, chiar am pățit, a trebuit da, să... Sigur că dacă da, nu vă supărați pixul ăla, da, de junire, iar, n-ai iar ce oamenii, face dacă oamenii dragi... stai cu... Ia. Exact. Oamenii dragi de ei atât de bine s-au comportat și atât de frumos și-au însușit lecțiile încât eu aveam o strângere de inimă ca nu cumva să o ia ca pe o ofensă, că da, nici da, eu da, nu sunt mai grozav decât alții și, repet, în aceste echipe nu au fost decât oameni care am tras la una. Nu s-au făcut diferențe, că ăla e senator, că ăla e mai în vârstă, că ăla e mai tânăr. Am tras și am muncit de nu vă puteți imagina. Îi felicit pentru asta. Uite că bați-o în masă. Nu? Nu. Mai voi. Da. Mai eu am voie să bat aici în masă. De acord, aici sunteți șefa. Da, mi s-a întâmplat odată că se certau cele două părți, directorul prefecturii și cu o împricinată Vai, care se avea... se băteau funcțiile, nu? Nu, 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 era o doamnă care nu și primise pădurea da, și directorul prefecturii, directorul direcției juridice, care îi explica, mă rog, că mai trebuie să aștepte, că și femeia a început. Deci, domne, nu știu ce, și eu am bătut în masă, zic, liniște, eu conduc aici. Da. Emisiunea. Da. Au tăcut amândoi, păi vorbeau unul peste altul, nu mai înțelegeai nimic. Da. De asta glumeam că eu am dreptul să dau cu bunul masă aici. Respectăm. Eu sunt cenzura.
Așa. Vreau să vedem așa, să facem o mică analiză și apropo de Bumbejiu. Acolo înțeleg că stați mai bine decât pe nivel de județ. Ei, nu că nu ne prind la bine laudele, dar să fim și modești. Sunt localități eu care fac au obținut... analiză pe da, cifre, nu pot, pe... Pot pentru aleșii noștri și pentru ascultătorii și privitorii dumneavoastră, dacă îmi permiteți, pot să parcurg rapid rezultatele alte la nivel de județ. Și o iau în ordine alfabetică, dar nu pot să nu evidențiez și să felicit pentru, cu ajutorul dumneavoastră, pe Robert Filip. Este un exemplu de luptă și eleganță electorală la modul în care și-a desfășurat campania electorală la Rovinari și unde a câștigat imbatabil. A avut o strategie impecabilă. Bravo, Robert! Mi-e drag să-l felicit și că sunt coleg cu el, pentru că a dat o lecție de eleganță și eficacitate și eficiență de campanie electorală, rezultatele obținându-le într-un mod firesc. Deci, la Rovinari avem un oraș cu 7 consilieri și primarul ales. La Târgu Jiu avem 2 consilieri, la Motru avem 2 consilieri, la Bumbești Jiu avem 4 consilieri. Iaca. Avem prin voia alegătorilor noștri, voastră, printre care și subsemnatul, într-un clasament, dacă mă obligați, putem spune că după Rovinari suntem pe locul 2 ca număr de consilieri. Avem la Tismana 3 consilieri, bravo și felicitări. Avem la... stați să nu mă încurc, da, 3 consilieri, avem la Bălănești un consilier, avem la Bălești 2 consilieri, bravo Dani Horcea, avem la Bărbătești un consilier, avem la Bâlteni 2, felicitări, domnul Braia, avem la Bumbești Pițic, domnul Pienaru, fost primar în funcție, a ieșit consilier, la fel a tras tare și a reușit această performanță, în contextul în care primarul pe mandatul 2012-2016 făcea parte din ALDE și ne-a părăsit, asta a fost dorința lui. La Crasna, felicitări pe domn profesor Handoreanu pentru că a intrat pe ultima 100 de metri în competiție și iată a ieșit un consilier și la Crasna, la Crușeț un consilier local. La Drăguțești, Nelu Popescu, un bătătarnic și un luptător și la propriu și la figurat, pentru care am tot respectul și toată stima. A reușit într-o bătălie nedreaptă. S-a dovedit de altfel și s-ar părea că acolo chiar sunt probleme cu validarea și exercitarea, nu validarea, exercitarea mandatului primarului, primarului da, ales. Pentru care o condamnare definitivă deja. Exact. A scos și Nelu 3 consilieri locali, la Glogova, deci cu permisiunea dumneavoastră trebuie să evidențiez, da, pentru da, că da, nu știți ce a însemnat, ce spus, eforturi s-au depus. Trebuie spus. La Glogova, domnul Milea, la fel, felicitări, un consilier local. La Ionești, domnul Păuna, nu m-a întrebat sărăcuțul de el cât am încercat să-l conving să apară și în fața camerelor de vedere, de luat vedere. Nu a vrut și cu modestia caracteristică a reușit să aducă un consilier local pe listele ALDE. La Jupânești, 2 consilieri locali, la Licurici, un consilier, la Logrești, un consilier local. Mai departe, la Mătăsari, Cosmin Ceaușescu, extraordinar locomotivă ALDE, 3 consilieri locali. La Mușetești, domnul Pănțău, într-o... A fost și pila noi, de vreo două ori, cred că. Da, sigur că da. Într-o tactică adoptată extrem de eficientă, dovadă pregătirea militară pe care a avut-o dumneavoastră. Da, da, da. Și vreau să vă aici să fac o paranteză. Să știți că nu sunt milițieni sau milițiști, cum le spun eu, adică jumătate milițieni până în 89 și jumătate polițiști. Deci sunt milițiștii care să-și lase loc de bună ziua după ce sunt trecuți în rezervă. Exact. Sunt rarisimi. Domnul Pănțău face parte dintre foștii milițiști care oamenii îl salută când trece prin sat. Și îl respectă. Și îl respectă. Îl respectă atât pentru activitatea profesională, cât și ca om în sat. Pe cred că bravo, n-ar fi candidat. Pănțău. N-ar fi avut pe o să candideze dacă se știa un polițist. Să știți că unii la alte formațiuni, nu este cazul nostru, au candidat pur și simplu dintr-un narcisism, dintr-o asta, așa că... Adică au se uită în impresie, oglindă, au se o impresie bună despre ei înșiși, și, da. Deci felicitări, domnul Pănțău, 2 consilieri locali. 2 aveți la Mușetești? Da. 3 consilieri la Peștișani, Ilie Fuiorea, un luptător, cât e de mic, atât e de al dracu. Așa, o spun cu plăcere și îl salutăm pe Iliuță. A fost Iliuță, ghilimele, da? Al dracu, deci da. Nu-i problemă. Domnul Gruianu, la fel, extraordinar, 2 consilieri locali la Prigoria, nu vreau să greșesc, la Samarinești, un consilier local,
la Săulești un consilier local, la Scoarța, Macavei, tânăr și promițător, un Ia uzi. consilier local, l-ați avut în emisiune, cred, trebuie să-mi fac și eu, bineînțeles, raportul de activitate, cu ce s-a petrecut, cine s-a dus, cine nu s-a dus și așa mai departe. Urmează, bineînțeles, o ședință de analiză. Da. Am rămas la Scoarța, Bebe Sighitiu, un consilier local, Slivilești, Loghin, un consilier local, Stănești, Ciulavu, un consilier local, Turcinești, domnul Craioveanu, consilier local, Țânțăreni, surpriză, doi consilieri locali, bravo Wow! echipei de la cu domnul Linteș de la Țânțăreni, Vladimir, pe ultima sută de metri, domnul Fugaru, consilier local. Felicitări, dragilor! Chiar. Și felicitări tuturor celor care au câștigat de la toate partidele, ca să fiu eu imparțială. Fiți dumneavoastră, da. Să nu creadă cineva că facem acum vreo campanie partidului, pentru că, așa cum spuneam, dragi spectatori, de acum înainte, în fiecare emisiune, voi avea grijă să vină cineva de la fiecare partid, că e un primar, că e un reprezentant de la nivel județean. Ieri a fost domnul primar de la Cărbunești. Din conducerea PSD-ului nu a decis nimeni să vină, mai ales că erau indecise încă, nu se numărase, adică Da. nu se prea puteau face analize ca acum, pentru De că acord. nu erau Sunt rezultate care au apărut rezultate de-abia azi de finale. dimineață, unele Exact, dintre nu ele. erau rezultate finale. Și au avut dreptate, dar l-am întrebat pe domnul nou primar, care acum e și profesor și primar, pentru Domnul că, Birou, da. da, așa, l-am întrebat ce are de gând să facă, mai ales că în emisiune n-a ajuns în timpul campaniei, l-am întrebat acum, după campanie, ce are de gând să facă în Cărbunești. De asta zic, deci în fiecare zi, de azi înainte și de ieri, de fapt, cineva de la fiecare partid va veni și va prezenta cum s-a prezentat Ca o partidul, completare, dacă dacă îmi vor. permiteți, vis-a-vis de Târgu Cărbunești, am participat și am luat parte la lucrările pe șantierul de panouri fotovoltaice de acolo și cu un an și ceva în urmă, când s-au finalizat lucrările. Și vreau să vă spun că impresia despre Cărbunești a fost deplorabilă, sub cârmuirea fostului, nu? E fost. Eu încă, Edil, când a predat, mi-a dat recomand drumul în, încă, mai durează da, câteva mai zile. câteva zile. Recomand ca o sugestie modestă din partea unui trecător prin Cărbunești să-i aducă înapoi renumele de oraș al trandafirilor Cărbuneștiului, ca așa era numit. Chiar așa se și numește, dacă nu mă înșel, strada principală din Cărbunești. Pentru că, v-am spus, și opinia mi-a fost împărtășită și de alți trecători în tranzit aflați prin Cărbunești, de un oraș deplorabil și domnul Birău, cu care am avut ocazia să fiu împreună la câteva emisiuni, mi-a lăsat o impresie pozitivă și sunt convins că vă face treabă frumoasă în Cărbunești. Și să sperăm că pune trandafiri de toate culorile, pentru că îmi spunea astăzi cineva care locuiește Da, în iată, Cărbunești da. că sunt niște trandafiri, dar sunt galbeni. Of, sper să-i Ca și o combine. biserică care nu mai e galbenă, am auzit. L-am întrebat pe domnul Birou, domnul Da? zic, cum vopsiți biserica de la Pojugeni? De ce mă întreabă? Zic, păi, era galbenă. O faceți roșie? Nu, zicea, a revopsit-o preotul și rămâne așa cum a revopsit-o, nu-i problema. Deci Da, adică asta înseamnă să când nu politicul, exagerăm cu culorile partidelor. asta înseamnă atunci când politicul își bagă cornițele cam în toate activitățile sociale. Nu are ce căuta. Politicul trebuie Sincer, eu să l-am întrebat respecte. și pe domnul, scuze că vă întrerup, și pe domnul Mazilu, nu vreau să fiu acurat de ceasă, gata, nu mai e Mazilu, hai să nu știu ce. Dar chiar l-am întrebat, zic, domnul Mazilu, de ce ați făcut biserica aia galbenă? Și a zis, nu, doamnul preotul a făcut-o galbenă. Cunoaștem toate fentele astea, dar mă rog, glorie învinșilor, felicitări învingătorilor până la urmă. Da. Să continuăm. Vă rog. Bun, la Bejtjiu îmi notasem eu aici, consilier Firizoiu, Da? Ion, Neftemie Popescu, Da? Cârlea Constantin și Nicolae Medrega. Și aș vrea să vă întreb acum că tot suntem la Bumbejiu și pentru că toți sunteți consilieri la Bumbejiu, ne axăm puțin pe Bumbejiu, după care revenim la faptul că sunteți vicepreședinte la județ și analizăm la nivel de județ. Patru consilieri, cei mai mulți dintre Nu, toate nu, nu, localitățile? nu. Avem rovinarii în față cu șapte. Șapte la Șapte Rovina? consilieri. Șapte! N-am fost Șapte. atentă. Și primarul în funcție. Și prima, Și a, primarul, e primarul ales, primarul scuzați-mă, ales. domnul Robert Filip. Și sunteți pe locul 2, înseamnă. Da. Da. Într-o statistică, suntem pe locul 2 la numărul de consilieri aleși la nivel de județ. Primar a rămas domnul Constantin Bobaru. Da.
Așa, domnul Marius Borcan, care a candidat pentru funcția de primar, este consilier Aici trebuie județean. să vă informez și să aducem la cunoștința privitorilor dumneavoastră o situație care s-a petrecut pe ultimii metri, nu pe ultima sută de metri la Bumbeșiu. Acolo, candidat pentru funcția de primar trebuia să fie, și o spun cu multă satisfacție, cel mai bun prieten al meu, Nicolae Medrega, dar problemele medicale l-au obligat și a trebuit să accepte. Medrega. Cred că îmi puteți împărtăși până da. La urmă Și domnul Borcan, opinia. Adică știu echipa de la... Sigur că da. Mare. Am avut o serie întreagă de... Le-aș numi eu cumpene, nu le-aș numi ghinioane, pentru că rezultatele m-ar contrazice. Una din cumpene este faptul că domnul Nicolae Medrega a trebuit să se retragă din poziția de candidat la primărie, unde șansele ar fi fost mult mai mari, pentru că strategia toată era centrată pe candidatura domnului Nicolae Medrega. Iar atunci, cu calitatea de copreședinte la nivel județean, a trebuit, nu, întotdeauna șeful stă în fruntea oștii, domnul Marius Borcan a trebuit să preia această sarcină de a fi candidat pe ultima sută de metri. Ultima sută de metri. Ușor de Absolut deloc n-a fost cazul. Ușor. Nu în ultimul rând, apropo de cumpenele la care făceam referire, vreau să vorbesc despre oportunitatea pe care o a avut-o în buletinul de vot un alt candidat care chiar astăzi ascultam niște opinii, împărtășind până la urmă și pe ale mele, că șansa și oportunitatea unui candidat care îl cheamă Borcan Claudiu și care a fost pe listele de la candidat la primărie, dar și ca virgulă consilier independent, a dus la o confuzie bine gestionată de către candidatul independent, bravo lui, până la urmă, asta e meciul da. Politic, nu? În defavoarea colegului și prietenului Marius Borcan. Au confundat denumirea și mi-au spus atâta legături, dovada, dacă cineva vrea să mă contrazică vis-a-vis de acest punct de vedere, vreau să vă spun următoarele. Analizând cu vreo câțiva președinți ai secțiilor de votare astăzi aspectele și care mi-au confirmat această confuzie care se petrecea în secțiile de votare pe care dumnealor le-au condus, faptul că foarte, foarte multe buletine de vot au fost anulate. Probabil realizând că au pus ștampila greșită, gândiți-vă, deci în medie, pe cele 8 secții de votare de la Unitatea Administrativă Teritorială, circunscripția 3, să o denumim pe codurile electorale Bumbești-Jiu, în experiența și pe care o am și vorbind, repet, și cu acești președinți ai secțiilor de votare, nu erau mai mult de 10-15 buletine de vot nule. Ori în toate procesele verbale ale celor 8 secții de votare din Bumbești-Jiu se trecea de 20, sunt până și 37 de buletine de vot anulate. Ce s-a întâmplat de fapt? Încercăm să explicăm noi. Realizând o parte dintre alegători că au pus ștampila în mod greșit, s-au dus și pe al doilea borcan. Acest lucru nu este o scuză infantilă, este un adevăr al unei analize pe care am tras-o ascultând opiniile mai multora, atât alegători cât și, repet, ai președinților secțiilor de votare. Da. Sunt foarte multe, dovada stă în, așa cum v-am povestit, la nivel de circunscripție sunt 209 buletine de vot nule. Deci aici a fost oarecum în defavoarea noastră. Dar să vă mai dau eu un exemplu și mai și. Vă rog. Acum 4 ani, cred, sau acum 8 ani, nu mai țin minte când a câștigat domnul Băluță de la PSD, cred că acum 8 ani. De la Logrești. De la Logrești. Ion Băluță candidat, Ion Băluță primar. Amândoi veri. Ați văzut? Și-au candidat unul contra celuilalt și n-a mai fost primarul, a câștigat contra candidatul de la PSD care a câștigat și acum. Și ăsta nu-i banc oltenesc, nu? Nu, e realitate. Ion Băluță a avut contracandidat pe vorul său, Ion Băluță. Și ia, hai să vedem pe care votăm. Da. Pe care Ion Băluță îl votăm? Cramer contra Cramer. Bine, Ion, Băluță contra Băluță în varianta oltenească. Ion Nebăluță sau Ion nu știu cum Băluță. Da. Și asta m-a mirat când m-am dus prima dată și l-am cunoscut pe domnul primar, care este și acum primar. Pe că era celălalt. Nu, nu. Deci eu pe dânsul l-am cunoscut de prima dată. Pe cel dinainte n-am ajuns pe acolo da. Înainte. Și când mă duc, da, domnul Ion Băluță, zice, Ion Nebăluță. Și ce are omul ăsta cu mine, că nici nu ne văzurăm bine.
Zice, păi, doamnă, m-am săturat că ne tot confundă lumea și la alegeri ne tot confundau. Deci eu sunt Ion Nebăluță. Atenție, gata, domn primar, Ion Nebăluță dumneavoastră. Ați văzut? Cred că sper, domnul Băluță, că nu greșesc aici cumva inițiala tatălui și să vă fac de fapt... Aici îl citesc pe domnul Rușeț, secretarul nostru coordonator. Trebuie în politică să valorifici și conjunctura. Asta e. Uneori sigur. E defavorabilă pentru unii și categoric favorabilă pentru ceilalți. Sigur. Da, da. Deci astea s-au fost... Deci trecură alegerile, frate. Dusără, că asta fusă, este. Fusă și sădusă. Greu și pentru noi, greu și pentru noi. Să știți că foarte obositor. La un moment dat, chiar discutând cu colegii, eram așa cam împăiați toți luni pe la prânz. Apărea câte unul de parcă venea de la Plevna. Și ne uitam cu ochii așa când semafoarele. Da, ochii de broscuță la noi, proptiți de pereți și... Întrebarea nu ce rezultate a fost. Râdeam după aceea singur. Mă rog, nu ca prostul, că să sperăm că nu mi se poate. Unii și-ar dori să-mi pun această etichetă, dar nu reușesc. Că, da. Nu mai era ce rezultate ai auzit. Cât ai dormit? Cât ai dormit? Da. Da. După care era cu rezultatele. Eu am ajuns acasă pe la 6 și ceva dimineața, am închis telefonul, m-am trezit la 7 și ceva să-mi duc flăcăul la școală și am zis gata, mă duc să vedem rezultatele. Cineva trebuie să fie acolo de permanență. N-am reușit. Înapoi acasă, somn până la prânz și tot cu capul cât banița m-am trezit și vreau să spun că n-am avut timp să ne relaxăm. Pentru că evenimentele au trebuit să ne ia și la un moment dat zicea domnul Rușeț, stop, gata, stabilim permanențe. Eu trec la somn, cu mine vorbiți după amiază. Deci la 5 și jumătate dimineața domnul Rușeț zicea, Tenică, da, rezultatele prin telefon, că nu vin personal acolo. Bun, perfect, merg eu până acum, după amiază intri tu de permanență, că nu mai putem. Așa e, păi da. Și cam așa s-a dus lupta și să știți că nu e o glumă și cine a luat-o la modul superficial, în orice partid, discutând și cu alți prieteni, pentru că în afară de rivalitățile din bătăliile electorale, am prietenii durabile și de respect reciproc în toate structurile politice din Gorj, atât la PSD cât și la PNL, la PSRO și orice altă formațiune politică, pentru că oamenii de valoare se cunosc indiferent de opțiunea politică pe care o au. Într-adevăr, rezultatele nu se obțin așa, nu vin de la sine, nici măcar bazate pe aceste conjuncturi. Este ca să te ai un maxim de șansă, să-ți maximizezi șansele, trebuie să duci o muncă cu o răbdare de chinez bătrân, pentru că altfel nu reușești. Asta înseamnă nopți nedormite, înseamnă că nu trebuie să-ți cuantifici și să-ți calculezi fiecare cheltuială, trebuie să o faci din pasiune, trebuie să o faci prin consultare cu echipa, pentru că altfel dacă faci de capul tău s-ar putea să faci greșeli. Iar dacă nu ai echipa bună, nici atunci rezultatele nu se văd. La ALDE, echipa a comunicat extraordinar, extraordinar, indiferent de oră, că era 10 seara, că era 7 dimineața. Imediat s-a răspuns la telefon, dacă situația a făcut să nu se poate răspunde la telefon atât de bine cât și de colegii cu care comunicam, eram sigur că nu trebuia să insist ca babele cu apeluri repetate, pentru că în momentul în care l-a observat, imediat a sunat. Deja nu mai era nevoie de multe introduceri, pur și simplu vorbeam telegrafic, atât eram de ocupați și nu pot să nu-i menționez pe o parte dintre ei fără și aici vă cer părerea că sunteți formatori de opinie, să-i spun cu riscul de a-i omite pe alții dintr-o firească uitare sau să nu-i spun și să-i las pe toți să-i felicit la pachet. Să-i felicit la pachet, zic la eu. Pachet, dragilor. Dar comunicam efectiv telegrafic. Nu mai trebuia cu formule de politețe, pentru că nu mai era cazul. În contextul în care era pierdere de timp. Veneam din medii, unii au încercat și nu s-au adaptat echipei și au părăsit barca. Pentru că încerca să întrețină permanent această rivalitate. ALDE este bine știut, este rezultatul fuziunii între două structuri distincte care aveau propria identitate, respectiv Partidul Conservator și Partidul Liberal Reformator. Această campanie este extraordinară în sensul că a reușit să niveleze toate asperitățile care, într-un fel sau altul, voit sau nevoit, erau întreținute de anumiți indivizi ca și rivalități. Nu. În acest moment sunt convins că există o comunicare și o unitate
de acțiune și de opinie între toți membrii ALDE. Foarte bine a subliniat ieri la București și domnul Tăriceanu, în contextul în care s-a ridicat un reprezentant din țară în picioare și a ținut să sublinieze faptul că cei de la PLR, dau un exemplu, la care domnul Tăriceanu l-a stopat imediat cu eleganța, dar o eleganță atât de ascuțită și de eficientă în discurs, cum toată lumea o cunoaște, a spus stop, eu nicio secundă n-am spus PCPLR, suntem ALDE, nu vreau să mai aud de, de acum încolo, pentru că o iau ca pe o scăpare, decât de ALDE. Iar asta a întărit până la urmă inclusiv convingerea și strategia pe care m-am bazat eu în tot ceea ce am făcut pentru ALDE la Gorj. Nu mai există PC, le spun și colegilor mei, nu mai există PLR, există ALDE. Și ne-am format la greu, adică în această campanie electorală. Da, și la, e important pentru faptul că au apărut câteva partide noi acum, în ultimul an au mai apărut și altele. Și oamenii nu știau ce e aia PRU, ce e aia ALDE, ce e aia, dar la care e, dar cine e acolo, dar cine e celălalt. Cred că domnul Tăriceanu a și făcut o mișcare foarte bună venind în Gorj și parcurgând câteva localități pe măsura timpului. Da, în contextul în care, scuzați-mă, programul dumnealui a fost extrem de încărcat pentru că venea dintr-un județ învecinat, trecea prin Gorj și vremea ne-a întârziat la modul pe care nu puteam controla sub nicio formă, nu puteai să te deplasezi cu așa viteză, ne-am prăștiat și doritorii care și-au exprimat intenția de a participa la întâlniri cu domnul Tăriceanu, nu vă spun probleme tehnice, pur și simplu care ne-au fost și ne-a supus, iertați-mă, la niște examene extraordinare. De exemplu, mă uitam pe telefon în momentul în care l-așteptam să vină de la Polovrad și în starea vremii pe localitate la Bumbejiu scria furtuna. Și într-adevăr, chiar așa a fost. Cu vitrine trântite, cu... Au mai fost răutăți, cu, cum le spune, perdelele alea la terase rupte și aruncate. Și a fost niște emoții pe care n-aș vrea să le mai repet. Și prin aceleași emoții, de exemplu, felicit într-un mod aleatoriu pe Nelu Popescu de la Drăguțești, care, imaginați-vă că față de programul care a fost atent punctat în două ședințe maraton, de ne-a prins 12 noaptea, la ora cu tare este la Polovraj, la ora cu tare cât face tenică, întreba, de exemplu, Dian de la Polovraj până la Bumbejiu. Face 40 de minute, cu antemergător poate scurtează, dădeam toleranțe de timp. E, toate aceste calcule verificate de altfel de cei de la SPP-ul, să nu uităm că domnul Călin Popescu Tăriceanu este al doilea om în stat, n-a venit singur așa, a venit cu un dispozitiv întreg de supraveghere și pază. Au verificat dumnealor mai întâi locațiile în care urma să le parcurgă. E, cu toate acestea, întârzierea din start, de la o jumătate de oră față de timp estimați, s-a ajuns la 2 ore. Și ajung la Nelu Popescu, care a ținut 200 și mai bine de oameni în stradă, dovadă că are o aderență pe localitatea Drăguțești fantastică. 2 ore să aștepte acei oameni cu rafale de ploaie, cu un picuț de soare așa care ne dădea speranță, oamenii au stat, l-au ascultat, au dovedit loialitate și au așteptat să apară domnul Călin Popescu Tăriceanu. Să nu mai vorbesc de Rovinari, unde în discuțiile pe care le-am avut acolo, Robert Filip, la un moment dat, vis-a-vis de ora care se știa conform programului că va ajunge domnul Tăriceanu la Rovinari, respectiv mi-aduc aminte că era vorba de 16, orele 16 a ajuns pe la ora 17:30, se împrăștiaseră și datorită norilor de furtună care se arătau în după amiaza aceea, se estimase la un moment dat că erau peste 2500 de oameni, 3000 de oameni care așteptau și tot au mai rămas vreo 2000. Cred că a făcut cineva dansul ploii în ziua aia. A făcut cineva, da. Niște indieni din ăștia sau negrimititei. Bine că unii au fost identificați și mă iertați pentru că... Mă gândesc, mamă, vine Tăriceanu, dar vine și furtuna, ce ne facem? Deci, mai erau unii cu capul pe acolo prin boscheți care încercau să... Probabil că i-au fi făcut ceva activități de genul ăsta, dar noi suntem eleganți. Nu vezi că, vedeți și fonetic, ALDE rezonează cu eleganță. Și
Recomand în continuare tuturor membrilor ALDE să manifeste eleganță și toleranță față de cei care, prin cuvinte grele, încearcă să se exprime la adresa noastră, noi să nu le răspundem cu aceeași monedă, că nu ne face onoare. Corect. Ce planuri aveți cu Consiliul Județean? Deci câți consilieri aveți? Unul? Avem trei consilieri. Trei consilieri județeni? Trei consilieri județeni. Ah, da. Spuneam de domnul Borcan că este consilier județean, față n-am de continuat cea... ideea. Trei? Sigur, trei consilieri, sigur că da, s-a stabilit și s-a stabilit dinainte de începerea campaniei electorale pentru a dovedi modul transparent în care lucrează ALDE și ca să nu putem fi etichetați ca fripturiști sau cum spuneau, că sărim la cașcaval, la ciolan, depinde ce, cum vreți dumneavoastră să numiți toate aceste etichetări. Nu. ALDE a spus-o răspicat de la începuturi că protocolul de este încheiat un protocol de colaborare cu PSD-UNPR. Sperăm ca partenerii noștri de la PSD și UNPR să-l și respecte, fără aroganța bineștiută și modul acela așa de neluat în calcul prin care dumnealor tratează parteneriatele. Uneori. Ca să nu fim răutăcioși. Foarte răutăcioși. Sperăm să fie respectat acest protocol, iar ieri la București, revin, domnul Tăriceanu a spus răspicat și o spun aleșilor noștri că fără alianțe cu PNL în teritoriu. Organizațiile care au obținut un scor de peste 8% au dreptul să decidă independent cu cine fac, dar recomandarea este către PSD, categoric fără PNL, iar cele care au avut un rezultat sub 8% cu acceptul și consultarea conducerii centrale. Ce? Alianțele în unitățile administrativ-teritoriale și în consiliile, dar fără PNL. Fără PNL. Explicația a dat-o acolo, nu are sens să o dau publicității, este o legată de doctrină și până la urmă nu este un secret și nu fac o greșeală dacă vă spun că dumnealui ne-a dat ca și exemplu situația care s-a petrecut în vechiul PNL, în sensul că au fost sufocați prin venirea celor de la PDL. Ori noi dorim să ne păstrăm această identitate de sine stătătoare, parteneriatul cu PSD să fie unul corect și în folosul celor care ne-au trimis să le apărăm interesele și respectiv cetățenii. Nu este vorba de cașcaval, nu e vorba de ciolan sau orice altă etichetă de acest semn. Nu, dar v-ați câștigat voturile de la alegător, n-ați fost puși acolo. Avem de obligația nimeni să le respectăm voința. Corect. Iar pentru că... Se știa, oamenii știau că veți face alianță cu PSD-ul când v-au votat, deci nu poți să zici, bă, a fost anunțat corect, vă mulțumesc pentru această completare. Da. Cu PSD-ul. Vă mulțumesc pentru această completare și la situația prezentată, statistica prezentată ieri la București, le spun și ascultătorilor, privitorilor dumneavoastră că în țară există 14 județe în care în mod obligatoriu PSD-ul are nevoie, știut fiind faptul că PSD-ul a obținut un scor generos la aceste alegeri. Dar nu majoritar. Dar nu majoritar. Deci, că dacă era majoritar, poate discutau altfel. Nici nu se uitau peste gard la noi. Să nu fie răutăcioși. Da. În 14 județe, inclusiv la Gorj, au nevoie de sprijinul nostru pentru a putea fi majoritari și a lua decizii fără mari dureri de cap în folosul oamenilor în consiliile locale, consiliile județene. Mai ales că UNPR-ul este în această alianță, dar are un scor mult mai mic. Repet, declarată, o alianță declarată înainte de începerea campaniei electorale. Da. Deci nu putem fi numiți, repet acest lucru, pentru a fi pe deplin înțeles și pentru a încheia orice comentariu pe acest subiect din partea răutăcioșilor și perdanților. Această alianță a fost anunțată anticipat de către gânditorii și strategii noștri de la ALDE și de la PSD. Sper ca teritoriul, mă refer inclusiv la județul Gorj, partenerii noștri să se comporte într-un mod echitabil și conform protocolului. Și ca oamenii să știe când pun ștampila pe ALDE, cu cine va lucra ALDE după alegeri. Bineînțeles. Să nu zică, păi bă, ne-au promis că fac ei, că dreg ei, că ne duc în dreapta și ne-au dus în stânga sau ceva. Bineînțeles. E foarte important să transparența asta este primul lucru pe care omul apreciază. De exemplu, eu ca cetățean am apreciat faptul că s-au scanat frate buletinele și nu s-a mai putut dubla voturile.
E adevărat. Au fost oameni care s-au speriat. A fost un lucru extraordinar. Dar sper eu că data viitoare, la următoarele alegeri, până atunci vor realiza toți oamenii că ăsta e un lucru foarte bun, că e cel mai bun, cea mai bună cheie de control, ca să nu se voteze în mai multe localități, așa cum știți că se putea cândva. Se purta într-adevăr turismul electoral, e un adevăr. Iaca, e un adevăr. În felul ăsta nu se mai poate. Nu vreau să vă aduc aminte decât faptul că în 2008, nici acum un mister nici acum elucidat, pe Valea Cernei, coborând către Herculane, a fost descoperit un sac cu buletine de vot care erau inscripționate cu circunscripția Bumbejiu. Ah. Nu știați? Vă să vă informez. În 2008 a apărut pe surse și chiar și în presă la un moment dat faptul că un sac cu buletine de vot cu inscripționarea circunscripției electorale Bumbeștijiu a apărut undeva aruncat, împrăștiat pe Valea Cernei. Nu se știe nici acum de unde, când, cine. Da, ia cătă. Era cu voturi valide sau? Nu cunosc de aceste detalii, știu doar că era vorba de niște buletine de vot de la Bumbejiu. Ei, acum chiar nu se mai poate, adică nu mai pui din burtă. Toate nici sunt ardive și încă mai e o treabă, nu mai pot morții să vină să voteze. Vai, săracii, vă dați seama ce dor și ei în sfârșit liniștiți. Da. Asta este, ce pot să spun pentru alegătorii noștri, dar și pentru cei care nu ne-au ales. Faptul că ALDE, prin oamenii care au fost trimiși acolo, își asumă această responsabilitate de a le reprezenta interesele. Or să vadă că nu vor fi dezamăgiți. Dacă cumva vor exista derapaje, îi informez pe alegători, îi informez pe aleșii noștri că structurile de partid vor fi nemiloase. Nu vor exista partipriuri, nu vor exista cumetrii. Dacă se abat de la ceea ce se stabilește după dezbateri elegante. Nu va fi ca la PSD-ul. La PSD-ul știți cum se funcționează. Zice că la ei e democrație, dar unul decide și ceilalți numai musai să execute. Nu, la ALDE vom dezbate, vom asculta părerile. Mi-a plăcut chiar și atitudinea pe care au avut-o domnii copreședinți Daniel Constantin și Călin Popescu Tăriceanu atunci când alți reprezentanți din țară au avut opinii diferite. Au fost ascultați până la capăt, nu li s-a băgat pumnul în gură, nu li s-a spus stai jos că nu știi ce spui, pur și simplu au fost ascultați și când nu s-a tras o concluzie atunci la cap, s-a spus să o discutăm punctual cu altă ocazie, că nu avem timp acum. Nu înseamnă că ești pus la colț. Îi vom asculta pe toți, pentru că nu seamănă un deget cu altul, deci nicio situație cu alta prin localitățile județului Gorj. Îi vom asculta pe toți și vom trage concluzia cea mai favorabilă, în primul rând, organizației ALDE și după aceea omului. Dar dacă se abate de la acea decizie, odată luată, va suporta. Pentru că fără un picuț de disciplină, nu ne putem descurca pe mai departe. Ori noi trebuie, reamintesc acest fapt, trebuie să ne pregătim pentru meciul electoral de la toamnă. Fără reprezentare în Parlament, oricâtă dorință, oricâtă muncă și efort am depune noi în consiliile locale din care vom face parte, nu putem să le ducem la îndeplinire, nu putem să ne onorăm promisiunile electorale făcute dacă nu avem reprezentare parlamentară. Mi se pare corect. Emisiunea este la final. Mulțumesc pentru prezența de astăzi din studio. Și vă mulțumesc pentru invitație. Iar eu, dragi telespectatori, vreau să remarc un singur lucru acum la finalul emisiunii și aș vrea să iau și eu un prim plan de la regie ca să spun telespectatorilor că mi-a plăcut un singur lucru. Majoritatea vin și spun, păi noi facem totul pentru popor. Ei, domnul Eftemie Popescu a zis o facem și pentru partid și pentru om. Trebuie să fim sinceri. Deci o facem pentru noi, pentru partid, dar o facem și pentru om, ceea ce facem acolo. Bineînțeles, nu? Partidul e format din oameni. Și iar asta, dar ne gândim și la cei care aleg. Categorii. Nu numai la membrii de partid. Oamenii ne obligă cu încrederea pe care ne-au acordat-o, iar membrii de partid au obligații și noi față de dumnealor, pentru că activitatea dumnealor este voluntară. Deci trebuie să-i ascultați și pe membrii de partid și pe oamenii din stradă. Cu prioritate. Pe toți. Categoric. Vă urez succes! Aveți de tras în continuare. Mulțumesc că avem nevoie. Dragi telespectatori, emisiunea s-a terminat. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!